Te salut și bine te-am găsit din Bordeaux, unde am venit să testez, pam pam, noua Dacia Spring. Iată, vii pe stânga, vii pe dreapta, și eu merg cu mașina. Noua Dacia Spring. Ce e nou la Dacia Spring? Dacia zice că este o generație complet nouă. Tu ce zici? Ce părere? Scrie-mi jos în comentarii. Eu aș zice de fapt că este un facelift foarte, foarte amplu. Pentru că, de fapt, au rămas neschimbate atât platforma cât și cele două motoare de 45 și 65 de cai putere dinainte de facelift. Deci eu aș zice că este un facelift amplu. Și cinstit vorbind, Dacia nu ar fi avut niciun motiv să schimbe nici platforma, nici cele două motoare, din moment ce Green NCAP a stabilit că Spring este cea mai verde mașină, nu numai electrică, ci cea mai verde mașină la vânzare în Europa. Deci cea mai eco-mașină. În principal, datorită consumului mic, care se dat de eficiența motoarelor și mai este dat inclusiv de platforma ușoară. Cât de ușoară? Păi, sub o tonă. Iar acum, când s-au adăugat atâtea sisteme de asistență și atâtea sisteme de confort, totuși, greutatea a crescut cu maximum 14 kg și tot rămâne sub o tonă. Mi se pare fabulos pentru o mașină în anul 2024 și mai ales pentru o mașină electrică în anul 2024. Ok, sunt multe schimbări, îți spuneam, la noua Dacia Spring. Care sunt ele? Hai să mergem la exterior să vedem acolo prima dată. E bine, iată-ne la exterior. În spatele meu este noua Dacia Spring, așa cum îți spuneam, și în zona din față vezi bine că totul s-a schimbat. Este o mască nouă care incorporează acum aceste elemente orizontale albe, da? Avem noua semnătură de aluminiilor de zi, ca să zic așa, care vine de la Duster, da? O vezi, este foarte interesantă. Jos aici s-au păstrat aceste blocuri optice pentru faza scurtă și faza lungă. Diferența este că în interior există un singur bec, să zic așa, cu lupă, da? Pentru faza scurtă este un bec cu halogen, inclusiv la versiunea mea de top Extreme. De asemenea, bara de protecție este nouă și vezi că are jos un element mare din plastic mat. Acest element poate fi schimbat nu împreună cu bara, ci separat, deci dacă îl zgârii sau îl lovești de vreo bordură, poți să-l schimbi separat în rețeaua Dacia, tocmai ne-au spus chestia asta acum la conferința de presă. În cazul versiunii mele de top, el are un sticker aici pe el, vezi, este foarte urban așa, chiar îți spune că este versiunea de 65 de cai putere pe acest sticker și normal s-a păstrat aici în față portul de încărcare a bateriei. Să mergem în lateral unde și acolo sunt niște schimbări. Prima schimbare majoră este cea legată de jante. În cazul meu există jantele de top, da, la versiunea de 65 de cai, aceste jante sunt nou-nouțe, au 15 inci, înainte existau doar jante pe 14 inci și acum s-au păstrat jantele pe 14 inci, dar la versiunea de 45 de cai. Deci eu am 65 de cai, jante pe 15 inci, la fel de late, 16,5 cm lățime și tot, din păcate, link long. Poate ți-aș recomanda, mergând cu vechiul Spring, să-ți schimbi anvelopele astea dacă vrei să ai frânare bună, mai ales pe umed, că pe uscat frânează bine toate, dar pe umed a fost puțin frică. Bun, există mai multe culori din care poți alege. Aceasta este o culoare nouă, este un bej. Împreună cu acest bej mai există nou în gamă și un cărămiziu. O să-l vezi, deja l-ai văzut, o să ți-l arătăm în filmare și pe el. Și să mergem în zona din spate, dar înainte de a-ți arăta aceste noi, să zic așa, protecții, da, ale arcelor de roată, ale pasajelor roților, care vin aici în zona de sus, sau o teșitură, nu știu cum să-i spun, și să-ți spun că nu mai există acele bare longitudinale, da, pe care Dacia le-a scos din două motive. În primul rând pentru că nu erau aerodinamice și în al doilea rând pentru că nu le foloseau în principiu posesorii de Spring, din simplu motiv că mergeau mult cu mașina în oraș. Plus că mai e vorba și de costuri. Când pui niște bare suplimentare, firește, la banii ăștia pe care îi cere Dacia pe mașina asta, costă destul de mult. Adică prețul poate crește destul de mult. Aici există un nou badge cu Spring pe lateral și mergem în spate. Să-ți arăt stopurile, care, da, seamănă într-adevăr la semnătura luminoasă cu cele de pe Duster. Există această bandă neagră, dar o bandă neagră pe care nu mai regăsești la alte modele Dacia, este patentată de Spring. Și în zona inferioară, bara, care seamănă mult cu bara din față, tot așa este neagră, este dură, da? Rezistă mai mult la zgârieturi și are pe ea aceleași stickere pe care le găsești și pe bara din față. Atenție la versiunea de top Extreme pe care o am eu aici. La celelalte două este neagră, din câte am înțeles. Nu le-am văzut pe viu pe celelalte două, dar înțeleg că acolo este neagră. Bun, să discutăm despre portbagaje, unde am o surpriză. Deci deschidem portbagajul. Nu e electric, am glumit, da?
Este un portbagaj mare. Conform Daciei, este cel mai mare portbagaj din segmentul A. Are 308 litri și este cu 6% mai mare decât al fostei Dacia Spring. Probabil că pe aici, pe la pasajele roților, au mai lucrat ei, de la umărit un pic. Bancheta se rabatează, dar se rabatează spătarul într-o singură bucată, da? Nu este un spătar rabatabil fracționat și poți mări astfel capacitatea portbagajului la vreo 1004 litri, deci undeva peste 1000 de litri. Și surpriza mare este în față. Hai să-ți arăt. Să vedem ce se întâmplă aici în față. Oh my god, nu există surpriză aici în față. Aici poți să-ți comanzi opțional un franc, adică în zona asta poți să comanzi un portbagaj, o, nu știu cum să-i spun, o cavitate așa, da, care vine și se montează și mai poți beneficia de asemenea de un portbagaj de 33 de litri aici în față. Este un accesoriu, nu trebuie să-l comanzi neapărat atunci când cumperi mașina, poți să-l iei și ulterior și să-ți-l montezi singur. O să deschid și portul de încărcare a bateriei, de aici îl deschid de sub volan, da, iată-l, s-a deschis. De aici, aici încarci bateria, aici sunt cele două prize, da? Priză de curent continuu sau curent alternativ. Alegi tu pe care o vrei, standard primești încărcare la curent alternativ cu 7 kW, opțional primești și încărcare la curent continuu cu până la 30 de kW. Dar mașina asta mai are o chestie tare pe care nu avea versiunea pre-facelift și anume sistem V2L, adică poți să bagi în priza mașinii anumite scule, da? Pe care vrei să le alimentezi sau grătarul electric, dacă vrei, știi, când te duci la pădure sau orice poți să alimentezi de la priza mașinii. Mi se pare fabuloasă chestia asta. Bun, hai în mașină. Înapoi în mașină, ca să-ți prezint noutățile de aici și sunt multe, crede-mă. În primul rând, după cum vezi, bordul este complet schimbat. Avem o pereche de ecrane. În fața mea se află instrumentarul digital de 7 inci, care este standard pe toate cele 3 niveluri de echipare, Essential, Expression și Extreme. Mai departe aici, în zona centrală, se află ecranul tactil de 10 inci. Este foarte cunoscut pentru că este ecranul de la noul Duster, da? Bun. El este standard pe versiunea de top Extreme și opțional pe versiunea intermediară Expression, iar în versiunea standard nu există, da? La entry level, nu o să-l ai. Coborâm puțin și vedem că aici există aeratoare noi, guri noi de ventilație în zona centrală. În zona laterală, gurile de ventilație sunt identice cu cele ale fostului Spring. Totodată ele sunt integrate așa într-un cadru colorat, după cum vezi, la mine este khaki pentru că eu am versiunea Extreme, la versiunea intermediară este un roșu, un burgundi, iar la versiunea de bază este gri. Sunt de asemenea niște accente albe care sparg așa monotonia și accentele astea albe le găsești pe toată gama. Uite, această ramă, da, are accente albe. Aici în zona torpedoului există plastic alb și la fel și la schimbătorul de viteze jos, plastic alb. Apropo de schimbătorul de viteze, maneta schimbătorului de viteze nu mai este de fapt acel selector rotativ dinainte, ci a devenit, uite, un selector ca la Duster, îl miști cu degețelul, este foarte mic, op, am dat în spate și ce am descoperit eu? Modul B. Există un mod B, da? Un mod care mărește nivelul de frânare regenerativă. Și când sunt în modul B, uite, am acum aproape 60 de km pe oră și au piciorul de pe accelerație 59, 55, 51, iar decelerează mai puternic decât dacă sunt în modul D, da? Acum sunt în modul D, 51, 50, 48, este, ea decelerează mai relaxat, așa, ca și când, să zicem, mai scoate-o din viteză, dar diferența nu este foarte mare, adică nu te așteptați ca modul B să fie un single pedal de la Nissan, nu, este doar un mod care te ajută să folosești mai puțin frâna de picior. Alte schimbări la interior, păi, uite, volanul de exemplu, volanul este schimbat, seamănă cu volanul noului Duster, este teșit și sus și jos. Diferența este că la noul Duster, acest volan, în versiunile de top, este îmbrăcat în piele, în timp ce aici este doar în plastic, indiferent de versiunea pe care ți-o comanzi, ți-o configurezi. De aceea, poate că recomandarea mea ar fi să te duci tu frumușel și să-ți pui o husă din piele, aftermarket, pentru că plasticul ăsta, mi se pare mie că cumva te cam zgârie pe palme și dacă nu te zgârie, dar te deranjează un pic și dacă ești un tip foarte sensibil, care are palmele sensibile, așa s-ar putea să-ți facă pila de găină când iei virajele. Însă, față de versiunea trecută, da, de springul anterior, trebuie să recunosc că ăsta nu mi se pare un plastic la fel de rugos, da? La fel de neprietenos. E clar că există un progres și aici, doar că nu poți să ți-l comanzi îmbrăcat în piele. Iată cât de bine arată acum acest bloc al climatizării.
are selectoare rotative aici pentru viteza curentului și pentru temperatură și niște selectoare tip claviatură aici în zona de jos, da, pentru selectarea aerului condiționat, recirculare și zonele în care vrei să sufle aerul condiționat. Iar aici sus, de asemenea, butoane tip claviatură tipice Dacia, pentru inclusiv pentru geamurile electrice, da, ele sunt tot pe consola centrală, nu sunt pe uși încă. Și mai există un buton eco, este probabil singurul mod în care poți să influențezi accelerația și împreună cu B sunt cele două moduri în care poți să influențezi dinamica mașinii. Atât. Nu există, evident, nici padele din care să schimbi nivelul de decelerare, nu există niciun mod sport sau confort, n-am idee, dar există modul normal și modul eco. Dacă apeși modul eco, puterea la roată scade și trebuie să apeși mai tare accelerația ca să ajungi la aceeași viteză. Bun, revenind, nu-mi place modul eco, de aceea îl scot. Alte elemente interesante pe noua Dacia Spring sunt cele două mufe USB-C de aici, de la baza consolei centrale, și dacă tot a venit vorba despre conectivitate, spun că sistemul multimedia are conectivitate de tip wireless atât pentru Android Auto cât și pentru Apple CarPlay. Deci poți să-ți conectezi telefonul folosind aceste două protocoale, fie wireless, fie wired, în toate felurile posibile, ceea ce mi se pare foarte tare pentru segmentul ăsta. Și uite cum îmi trage de volan ca să stau înapoi pe bandă, pentru că da, mașina este aliniată la noile metodologii, dacă vrei, GSR2, GSR2, în fine, cum se cheamă ele, și de aceea poți să-ți setezi toate sistemele de asistență și să le grupezi, alea care te deranjează, să le grupezi într-un singur, să spun așa, meniu, și apoi cu două apăsări aici poți să-l dezactivezi, poți să le dezactivezi sau poți să le activezi din nou, da? Mi se pare foarte tare chestia asta, pentru că poți de asemenea să dezactivezi, să zicem, limitatoarele de viteză, bipăitul ăla care te anunță că ai depășit viteza legală. Nu recomand lucrul ăsta, trebuie să recunosc, mai ales că eu îl țin pe on aici, pentru că sunt în Franța și e mai sigur să fie așa. Dar sunt situații în care, într-adevăr, să zic așa, tot traficul, tot fluxul te duce mai repede decât puțin decât viteza gală, cu 2-3 km pe oră, și s-auzi mereu bip, 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 ceea ce este deranjant. Deci da, Dacia le-a pus pe toate aici într-un sub un buton, da, și tu apăsând doar acel buton poți să dezactivezi sau să activezi aceste sisteme pe care anterior le-ai setat. Mergând mai departe, vorbam despre sistemele de asistență. Mai nou, asistent pentru unghi mort, ai asistent pentru păstrarea benzii, ai senzor de parcare pe față și pe spate, ai cameră de marș arier. Sunt multe sisteme de asistență care aliniază noul Spring la aceste reguli GSR2, la aceste norme GSR2, da? Sunt obligatorii pentru toate mașinile care sunt la vânzare în 2024. Scaunele au tapiserie nouă. Mai țin minte scaunele de pe Spring 1, alea care aveau vinilinul ăla care se aseamănă cu pielea și care îți făcea târtița să transpire, da? Atunci când era foarte cald afară, inclusiv când dai drumul la aerul condiționat, e bine, poți să-ți iei adio de la treaba aia, pentru că în zona asta așezutului și în zona spatelui există o tapiserie din stofă, da? Și tapiseria asta este mult mai prietenoasă, da? Nu te face să mai transpiri, e ok, este fix ce trebuie. În mașină există spații de depozitare care totalizează 33 de litri, da? Asta înseamnă cu 10% mai mult decât versiunea pre-facelift. Și uite, ai aici o tăviță în care poți să pui diverse lucruri, aici jos, da, un torpedo, ai spații de depozitare în uși, deci mașina este cu adevărat prietenoasă din acest punct de vedere, ca utilitate. Să discutăm și despre dinamică. Firește, eu am versiunea de top cu jantele acelea mari pe 15 inci, da? Lățimea anvelopei este aceeași, este 16,5 cm, 165, da? Aceste jante îmbunătățesc întrucâtva ținuta de drum, pentru că, gândește-te atât, că talonul anvelopei este mai mic decât la jantele pe 14 inci. Și un talon mai mic al anvelopei înseamnă că anvelopa se deformează mai puțin în viraj. Deci, iată, mașina este mai stiff, se simte puțin mai controlabilă decât înainte, mai ales că mai nou cei de la Dacia au operat niște modificări atât la suspensie, așa cum îmi spuneau la conferința de presă atunci când i-am întrebat, cât și mai ales la direcție, da? Coloana de direcție este nouță. Ea se poate regla acum în înălțime și o să arăt asta când o să mă opresc cu mașina, pentru că n-aș face treaba asta în mers, și se reglează destul de amplu. Sigur că mi-aș fi dorit să regleze și în adâncime, nu face asta încă, probabil că o să o facă, nu știu, în generația următoare sau probabil la următorul facelift, nu cred, pentru că este un element, coloana de direcție este un element destul de greu de schimbat la un facelift. Va trebui să se așteptăm pentru următoarea generație, e clar pentru asta.
Totodată scaunele încă nu se reglează în înălțime, dar au același sistem inteligent. Cu cât te dai mai în față cu scaunul și na fiind oblică, cu atât scaunul se ridică, adică urcă, da? Și atunci cu cât ești mai scund și ai picioarele puțin mai scurte, cu atât te ridici atunci când vii mai în față, da? Mi se pare super inteligent sistemul ăsta și simplu, da? Este unul dintre sistemele care ajută să nu mai pui tot felul de reglaje, ținând greutatea totală la mai puțin 2 tone. Foarte tare. Deci volanul se reglează în înălțime, da? Este o premieră pentru Dacia Spring. Și de asemenea, servodirecția electrică a fost cumva modificată pentru a da un feeling mai bun al direcției. Și uite, eu merg cu 90 la oră și pot să-ți confirm că direcția este cumva mai exactă și o simți mai puțin vagă, dacă vrei, decât la versiunea pre-facelift. Este un lucru clar. Dacă vei urmări review-ul pe care l-am făcut la versiunea pre-facelift și îți las jos în comentarii acest link, o să vezi că acolo îți spuneam, direcția mi s-a părut complet vagă. Deci mi s-a părut că este o direcție, cum să spun, necomunicativă și inexactă, dacă vrei, da? E, aici s-a îmbunătățit întrucâtva toată situația asta. Consumul. Ei dau un consum, din câte țin minte, sper că nu greșesc, oficial mediu 13,5 kWh la 100 de km. Eu am un consum mediu 12,6. Am mers cam, zic așa, jumătate din rută fără aer condiționat, pentru că afară este foarte ok, da? Sunt, nu-mi dau seama, nu, sunt în jur de chiar 20 de grade, sunt scrie aici, da? Deci nu am nevoie de aer condiționat, numai că acum când am început să vorbesc, mi-am dorit să deschid aer condiționat ca să nu stau cu geamurile deschise și să perturbe cumva zgomotul, să perturbe sunetul. Așa că eu am un consum de 12,6, când am mers fără aer condiționat am avut chiar un consum de 11, poți obține și 10 fără stres, fără probleme la drumurile astea la viteze constante și relativ mici. În principiu sunt probabil consumuri un pic mai mari decât la fosta versiune, da, cea pre-facelift, pentru că cumva am jantele mai mari fac ca roțile pe dantregul să fie un pic mai grele, iar cele 15 kg în plus, de asemenea, s-ar putea să atârne un pic mai mult, dar este marginal mai mare consumul. Atât. În rest, și ca și înainte, pe viraje, mașina nu se simte incisivă, dar cu siguranță nu o să pierzi aderență. Este o mașină ascultătoare, o mașină cu care nu ți-e frică că te răstorni, chiar dacă mergi cu viteză mare. Îmi place. Din punctul ăsta de vedere, Spring-ul mi se pare o mașină foarte reușită, o mașină de oraș foarte reușită, păstrând firește limitele, nu este o mașină sport. Hai să vedem și cum accelerează Spring până la 100 de km pe oră. 3, 2, 1, blană! Mamă, a plecat tot ăsta prin mașină. 25, 3, 7, 4, 7, 55, 62, 67, 73, 77, 82, 86, 90. Și nu mai accelerez că am depășit viteza legală. Cât de tare! Și cu aerul condiționat pornit. Gata, am tras și pe dreapta. Nu există un mod P, există doar un mod N ca înainte. Ca să nu ia mașina la vale, tragi frâna de mână. Da? Frâna asta clasică, modul drift, tati. Ăsta este volanul care se reglează. Ia uite-l cât se reglează. Da? Și mi se pare foarte tare, înainte nu era volan reglabil, să mergem în continuare. Cât că asta a fost tot, mai am un singur lucru să-ți comunic, prețurile pe care ți le afișez acum pe ecran. Îți mulțumesc că ai urmărit acest review și te aștept și data viitoare la un nou test.